Salut băieți, ce faceți băieții mei? Am venit cu un nou videoclip să vă explic metoda de a face foarte ușor cupele. Care vedeți că este aici de presezon. Cupele, să vedem cum facem cupe. Am găsit metoda. Metoda este foarte simplă, care m-am gândit și putem să o practicăm. Vedeți? El scrie că avem aici refresh o dată la 3 zile. Bun. Acum o dată la 3 zile. Ce facem noi? Când jucăm meciuri și dăm goluri și e, când avem aici tot. În prima când am de aici, punem așa. De exemplu de aici, luăm 20 de puncte. Fac, mă scuzați. Haide mă. Mă vin de aici, luăm 20 de puncte. Noi când am făcut astea, le-am completat astea noi, nu umblăm la ele. Nu desfacem niciun premiu, nu desfacem nimica, pentru că noi cum am desfăcut un premiu de aici, să spunem 20 de cupe, ei am desfăcut 20 de puncte, ei ne dau încă un jucător cu aceeași 20 de cupe de fiecare. Să avem primul 20 de cupe. Noi ce facem? Noi frumos, punem așa, acum mai am puțin și termin și intru la a doua carte. Intrăm aici la presezon. Intrăm, frumos. Și jucăm aceste meciuri. Vedeți aici? Jucăm aceste meciuri. 35 de cupe, 60 de cupe, 20 de cupe, care joacă de câte 3 ori. Am jucat aceste cupe. Bun. Ele se... Am jucat pe fiecare atâta cupe. Noi... Ce facem? Noi aici nu umblăm. Sunt completat, le complet cu toate noi. Deci aveți 3 zile. Noi acum noi le vom debloca. Este de a refresh la 22. Da? Fiecare refresh la 22. Noi până ora 22, când mai sunt puține, să spunem 5 minute, 6 minute, atunci le vom debloca tot ce este aici. Și în comparație cu câte puncte ai făcut, atât îți dă jucătorii cu aceeași puncte. Ai făcut 1700, îți dă jucătorii cu 1700. Și 1700 în timpul ăla îți va spune pe ce loc ești în comparație cu over. Dacă aveți tot 1700 și ai over cel mai mare dintre toți, să spun cum e aici, uitați aici, vedeți? 156 cu 152. Punctele sunt cam cu 300 și ceva de puncte. Diferență. Dar, cu cât, la sfârșit, tocmai mai sunt maxim 22 de ceva minute acolo mai aveți. Astea le blocați cum mai sunt aproape 6 minute. Vedeți că la fiecare, la 22, ele se dă refresh, refresh. Bun, la sfârșitul refresh-ului, atunci deblocați aceste puncte. S-a făcut 1500, toți 2500. Dacă l-are coborât o mai mare, poate să fie pe locul 1. Poate să fie. Și la 3 zile, cât puncte se strânge, să merge în continuare, atât aveți primit punctele care trebuie să le primiți. Ajungeți pe locul 1, astea 3 zile la rând, și faceți, cum v-am spus eu, luați în total cam în jur de 500 de forge point. Bă, băieți, încercați și vedeți dacă vă iese această metodă și nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați acolo un like. Nu vă spun decât.